31.03 a fost convocat prin dispoziția primarului numărul 5 din 20.03 în ședință ordinară de Consiliu. După a cunoscut că toate materialele au fost realizate de către Comisia de Domeniu de Specialitate și dau cuvântul domnului președinte de ședință, lector, să prezinte ordinea de zi. Bună ziua! Înainte de a prezenta ordinea de zi, vreau să supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Contra? Da, s-a votat. Conform dispoziției primarului numărul 5 din 20.03.2023, sunteți invitați să participați la ședința de în data Consiliului Local din data 30.03.2023, ori 1, ședința care va avea loc în sala de Consiliu, cu următoarea ordine de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local a Comunei Cântești, județul Bacău, pe anul 2023, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire realizarea contractului de rezilierea contractului de închiriere 525 din 74-2014, închiriat cu SC Migisan, SRL, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2023, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de achiziție utilaj pentru Comuna Cântești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Cântești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Individuale pentru 2022 ale Secretarului General al Comunei Cântești, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a Comunei Cântești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiectul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public a bazinului de apă, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Cântești, județul Bacău, a stației de pompare apă cu teren aferent al satului Cântești, Comuna Cântești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Cântești. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Am înțeles, mai avem un... Da, mai avem un proiect de hotărâre. Se referă la un protocol care se va încheia între Primăria Pâncești, OAT Pâncești și Ministerul Muncii Solidarității Sociale, Ministerul Muncii, așa. Titlul proiectului se cheamă un hub de servicii în Ministerul Muncii și Solidarității și un cod MYSMIS 130963. Mai concret despre ce vorba aici, ca să nu mai dezbatem o dată, dacă tot l-am... E vorba de un proiect de digitalizare a serviciilor sociale, mai clară. Ceea ce ține de legea 416, toți beneficiarii de legea 416, alocații complementare, pachete de fonduri europene care s-au dat ajutorii sociale, persoane cu handicap și toate serviciile sociale, alte drepturi sociale, la nașterii copiii care se dau cu 2003 sau de, se introduc într-un sistem, într-un program și probabil de acolo să fie o oglindă mai clar. Noi o să primim toată logistica de la Ministerul Muncii, de la Protecție Sociale și funcționarul de la Protecția Copilului și Persoanei cu Handicap o să opereze în această platformă cum se operează, de exemplu, angajați pe Revisal sau ăsta. Atunci o să fie o bază de date foarte clară și despre cei care sunt beneficiari ale legii 416 și iese din țară,
dintr-un click la graniță, îl vede că el e ieșat, e intrat, e, deci o mai bună urmărire a persoanelor beneficiare. Foarte bine. De asistență socială și de drepturi sociale, ca să zicem așa. Cam asta e protocolul, avem aici, dacă vreți, vă dau o informație de verificat, dar astea sunt... Când o scrie, se pune la vot, să nu mai repetăm o dată, considerați-l ca și... Avem obligația să susținem digitalizarea OAT-urilor, a primărilor și îi spui binele și... Da, proiect de hotărâre numărul 1 cu privire la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Pânceș, dau cuvântul domnului contabil Eugen. Așa cum ne este din ordinea de zi, pentru astăzi avem de discutat proiectul de aprobare a contului de închidere exercițiului bugetar pe anul 2022 și aprobarea bugetului local pentru anul 2023. Având în vedere prevederile legii 317 din 2021 privind legea bugetului de stat, după cum știm că se obișnuiește în fiecare an să facem această discuție, să închide exercițiul financiar și prin aprobarea Consiliului Local Pincești. Da? Deci, veniturile totale ale Consiliului Local pentru anul bugetar 2022 au fost din 11.419 lei și s-au realizat 9.520.314 lei, adică un procent de realizare a total veniturilor de 83%. Avem eu aș vrea să fiu cât mai sintetic, pentru că avem două proiecte de hotărâri și nu vreau să amestecăm închiderea cu deschiderea. Și am să prezint mai sintetic așa. Deci, veniturile bugetului local de pe plan local, impozite și taxe locale, 1.222.000 lei și s-au realizat 1.298.493. Procent de realizare 106%. Veniturile locale, deci. Veniturile primite pe total din Direcția Generală a Finanțelor Publice, Consiliul Județean, fonduri europene, subvenții de la bugetul de stat, totalizate. Am avut 10.197 și s-au realizat 1.221.821 de lei, adică un procent de realizare de 81%. În completarea veniturilor locale, după cum știți, vă reamintiți, bănuiesc, că noi în fiecare an fondul de rulment îl utilizăm în bugetul anului viitor. Excedentul din anii precedenți îl punem în bugetul anului viitor ca o completare a veniturilor. În legea finanțelor scrie foarte clar că fondul de rulment, adică excedentul, se utilizează numai pentru obiective de investiții. La începutul anului am avut un fond de rulment din anii precedenți de 2.835.000 lei și am utilizat din el 2.691.461 de lei. Toate aceste venituri, inclusiv fondul de rulment, formează total buget pe partea de cheltuieli de 14.254.000 lei. Unii s-au realizat ca cheltuială pe anul bugetar expirat, 10.981.461 lei, adică un procent de realizare de 77%. În mare parte din realizări o să le parcurgem și o să vedem de ce nu s-a putut realiza în totalitate planul de cheltuieli. Asta nu e un lucru rău, nerealizarea de cheltuieli, automat sumele se duc în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul următor. Da? Și am zis că am să prezint mai sintetic așa, pe subcapitole de cheltuieli în cadrul tuturor capitolelor, am cumulat așa total salarii pe unitate la subcapitolul 10, unde am avut 2.906.000 lei și am realizat 2.566.499 de lei. Adică salariile, ponderea din totalul cheltuielilor realizate e 23% din buget. Da? Salariile sunt compuse din administrația locală, asistența socială și servicii public, dezvoltare publică.
total număr de salariați sunt 51, dintre care 12 sunt pentru autoritatea locală, 36 sunt cei care sunt salariații însoțitorilor persoanei cu handicap, adică care lucrează la domiciliu, să nu se înțelege că sunt 51 de salariați în cadrul primăriei. Suntem puțin destui. Da. Servicii de dezvoltare publică avem 3 salariați, da? Deci total 59. Procentul de realizare a salariaților, cea mai mare pondere a salariilor din totalul salariilor, o are salariații este de la însoțitor, 36 de persoane, care reprezintă 11% din buget. Un alt subcapitol este totalizarea cheltuielilor a bunurilor și servicii, titlul 20. Unii din totalul de 1831.930 plan s-au realizat 1705.014, procent de realizare 16% din buget. Aici intră administrația, învățământul, sănătatea, cultura, servicii de dezvoltare publică și drumurile. Vreau să vă spun că din ăștia 1705.014 lei, cea mai mare pondere a cheltuielor o are cheltuielea cu 20.0103, consumul energiei, plata energiei electrice, care se ridică la suma de 407.634. Deci vedem cu toții că, deși încă beneficiem de subvenția asta și nu s-a trecut la sumele care să spun că din iulie se vor majora la 3 lei și nu știu, și 90 ceva de bani pe kilowatt, noi plătim cu 1 leu și nu știu cât, deci este 4 miliarde și 80 de mii de lei numai energie electrică. Da, un alt capitol, 51, transfer către alte unități ale administrației locale, aici am realizat 103.000, procent de realizare 0,93% din buget, adică aproape 1%, care reprezintă sumele pentru transfer la copii internați în centrele de stat. Un următor subcapitol, 57, unde avem sintetizat capitolul de învățământ, tichete de grădiniță, unde s-au realizat 31.500, și asistență socială, 1046.072 de lei. În mare parte, adică cea mai mare cheltuială din acest capitol la 57, este încălzirea populației, unde am întocmit și plătit către cetățenii comunei noastre ajutoare de încălzire în valoare de 734.832 de lei. Iar celălalt cheltuială o reprezintă plata indemnizațiilor însoțitorilor, pe lângă cei 36 mai avem, nu cu salarii, cu indemnizații, adică numai brutul să plătești, încă 12 persoane. Deci, o cheltuială de 10% din buget plus 11%, spuneam noi, mai sus la salarii pentru însoțitori, un buget pe asistență socială de 21%, ca pondere în buget, da? Următorul capitol este sub capitolul 59, unde include ca cheltuială susținerea cultelor și burselor școlare, la capitolul 65, învățământ. Unii s-au realizat 465.976 de lei. E primul an când primim bani la bursie și în anul ăsta am primit destul, atâta cât o fundamentală școală. Deci ponderea în bugeta capitolului 59 este de 4%. Un alt capitol, 58, care face parte din bugetul de dezvoltare, e finanțarea europeană la capitolul 65 la învățământ, unde am avut anul ăsta, după cum știți, prin hotărâri aprobate din Consiliul Local, s-au procurat tablete școlare pentru toate activitatea de învățământ, 269.244 de lei. Un capitol important în buget este subcapitol important în buget este 71. Unii reprezintă investițiile.
dintr-un plan de 7.449 de lei, am realizat 4.801-151 de lei. Adică un procent de realizare de 43,72 plus 2,45 de la tablete înseamnă 46% din bugetul comunității noastre s-a dus pe dezvoltare. Eu zic că e un procent foarte bun, pentru că știm cu toții că investițiile și bugetul de dezvoltare susține economia, sunt drenați o grămadă de antreprenori care au câștigat licitații pe plan local, se realizează venitul, la rândul lor sunt plătitori de impozite și taxe la stat, contribuții pe salarii, pe impozite, pe venit și asta eu zic că e un lucru foarte bun. Deci spuneam că nerealizarea cheltuierilor de aici să produce, pentru că la capitolul 7402 canalizare, unii din 2.898 de lei, am realizat 1.323.891. Noi am depus documentațiile la București, la PNDR, la Ministerul Dezvoltării și din anumite chestii tehnice nu s-au decontat toate sumele care le-am avut prevăzute în buget pentru respectiva lucrare de investiții. S-a revenit cu adrese prin corespondență cu Ministerul Dezvoltării, vizate de diriginți de șantier, de consultanți, de noi aparatul de specialitate a primarului în frunte cu domnul primar și sperăm că în anul bugetar 2022 să primim banii. Deci, pe total, bugetii de buget pentru sursa bugetului local avem 14.254 de mii lei, s-au realizat 10.981.461, din care bugetul de funcționare unii include salarii, bunurile și serviciile și celelalte cheltuieli din buget reprezintă 5.911.066 de lei pe total, adică 54% din buget, iar bugetul de dezvoltare cu tot cu cel de la școală totalizează suma de 5.070.395, adică 46% din buget, cum spuneam când am discutat despre investiții. Acesta este... Ar mai fi de spus ceva. Deci, ca o notă așa de închidere, aș vrea să vă informez că bugetul a fost construit în baza planului de achiziții publice, prin cumpărare de la prețul cel mai mic la cel mai mare obiectiv de investiții pentru anul 2022, cu achiziționare prin cumpărare din platforma SICAP. Procurările de materiale și servicii de lucrări, precum și obiective de investiții angajate, au fost realizate conform legislației financiar-contabile în vigoare, respectând toți pașii legali, adică cu referate de necesitate și oportunitate întocmite de doamna viceprimar sau, în alte cazuri, de compartimente de specialitate din cadrul primăriei, vizate de ordonatorul de credite și aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local. Deci niciun ban nu s-a utilizat și cheltuit decât cu aprobarea Consiliului Local și respectând ceea ce spuneam mai sus. De asemenea, facem cunoscut că am avut Curtea de Conturi în anul 2022 cu verificare audit pe ultimul 3 ani. S-au constatat mici abateri și necorelări în activitatea financiar-contabilă stabilite în baza unui decizii de control. Marea majoritate a deficiențelor au fost recuperate și remediate în timpul controlului, drept pentru care, în data de 17 luna ianuarie anul curent, s-a deplasat persoanele de la Curtea de Conturi care au avut delegații pentru raportul de audit și ne-au încheiat raportul de audit, întrucât ne-am achitat în procent din 99,9% de toate sarcinile, cu aprecieri de foarte bine, îmi spune noi. Deci, astea sunt materialele pentru bugetul local. Ați primit și mărire? De salariu, nu. Din 2019 până acum, niciodată. Inflația? Sperăm, nici inflație. Nu, nici inflație, doar se cunosc. Noi e inflație. Am rămas cu salariul minim. În schimb, s-au majorat salariul
minim pe economie în 2022, care se aplică numai la... Deci se trece de la 2550 la 2000, la 3000 de lei și aici se încadrează persoanele cu handicap. O să ajungem în curând ca un însoțitor, ca un însoțitor să aibă salariul unei contabile. Deci cum mai gândesc dacă mai stau în urmă? Dar n-ați zis cât la sută din bugetul în Consiliu. Da, dar să sperăm că o să avem și noi parte de aceste, domnul consilier, de aceste privilegii în perioada următoare. Cred că știm noi când se mai dau niște chestii așa prin... Din mai acolo. Când s-a are nevoie de noi. Da. Un alt raport de închidere exercițiului bugetar, în afara bugetului local, după cum știți, avem activitățile autofinanțate. Unii avem căminul cultural, apa, canal și deșeuri de solidi, mai pe românește spus, gunoiul, unde la începutul anului trecut, din excedentul anilor precedenți, ca și la bugetul local, am avut o sumă de 134.524 de lei cu care am plecat la drum. S-au făcut venituri curente de 585.403 pentru cele trei activități. S-au cheltuit 481.728 de lei pe apă canal și pe deșeuri solide. Deci 207.779 pe apă canal și 273.929 pe plata gunoiului care se ridică de pe plan local. Excedentul plus veniturile minus cheltuierile ne rămâne un excedent pentru anul 2023 de 231.599 de lei. Deci avem cu ce pleca la drum în anul următor, sumă pe care o să o regăsim în construcția bugetului în anul ăsta, 2023. Acestea au fost materialele pentru închidere. Trecem la punctul 2, aprobarea bugetului local. Da, e bine. Are cineva de luat cuvântul, de obiectat ceva la punctul numărul 1? Atunci supunem la vot proiectul numărul 1. Cine sunteți pentru? Abțineri? Împotrivă? Beată nu vote? Și eu votez. Sunt numărat la șefe. Da. Eu oricum e automat. Da. Prins în salar. N-a făcut un capăt, dar putem să ne uităm și să vă spunem exact dacă... Deci proiectul de hotărâre numărul 2 privind la aprobarea bugetului local al Comunei Pânceș, județul Bacău pentru anul 2023, inițiator primarul Comunei Pânceș. Dau cuvântul domnului contabil. Da. Deci să trecem la discuțiile privind aprobarea bugetului local pentru anul bugetar 2023. Uitându-ne și comparând cu bugetul anului trecut, veniturile sunt cam aceleași. Pe total vorbesc, numai că sunt diferite ca surse de finanțare. Deci veniturile curente ale unității administrativ-teritoriale, ceea ce se încasează de pe plan local, am prognozat noi față de realizările din bugetul anterior, 1.300.000 lei ca pondere în buget, 12% din total buget, deci ceea ce se încasează de pe plan local, restul vin din surse atrase, cum ar fi de la Finanței Bacău, am primit suma de 6.018.000 lei, din care 2.576.000 reprezintă sume cote defalcate din TVA pentru asistenții personali și activitatea de învățământ, care se atribuie prin legea 1 a educației, prin inspectoratele școlare. 3.442.000 de lei sunt echilibrare la bugetul local, de la Finanțele Bacău, da? O altă sursă de venit reprezintă subvenții de la Direcția de Muncă pentru încălzirea populației. Unii anul acesta, spre deosebire de anul trecut, am avut, cum spuneam, 735.000 anul trecut. Anul ăsta, după totalizarea și lucrarea dosarilor care vă informez că sunt în număr de 781 de dosare pe cetățeni din Comuna Pânceș care au depus dosare de încălzire, suma de 1.030.000 lei. 780. Da, 780 de dosare, 800 de familie. Astea
toate sunt depuse, o parte din ele sunt respinse, ca urmare a depășirii condițiilor. Electronic? Da, da, o să fie electronic, domnul primar. Dar nu e, nu e, dosarele le putem aduce, că le avem centralizate de la fete și le discutăm. Nu sunt multe, domnul consilier, că suntem ca populație 3400 de locuitori, 700 și ceva de dosare, dar nu sunt multe. Asta e nivelul sărăciei. Nu de sărăcie, nivelul de trai a comunităților locale cam prin toată țara. Da. O altă sursă de finanțare pe partea de venituri, subvenții de la Direcția de Sănătate Publică. Unii, după cum știți, avem un asistent comunitar care nu-i plătit din banii locali, e plătit din la Direcția de Sănătate Publică. Unii trebuie să primim pentru respectiva funcționare a asistentului 83.000 de lei. Sume primite de la Consiliul Județean Bacău, tocmai le-am primit, 744.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții care din bugetul de stat, respectiv obiectivul de investiții canalizare, unii mai avem de primit, cum spuneam în închiderea exercițiului, 2028.000 de lei. Total venituri curente sunt 11.159.000 lei. La finele anului trecut, am spus parcă că ne-au rămas în fondul de rulament din bugetul local 1.374.000 lei, care noi le prindem în buget pentru obiectivii de investiții. 11.374 va fi un buget total de venituri și cheltuieli de 12.533.000 lei. Adică pe funcționari o să avem un buget de 7.174.000 lei, salarii, bunuri și servicii și celelalte cheltuieli de buget local, iar pe dezvoltare o să avem un buget de 5.355.000 lei, un buget de 43% ca pondere în buget, un procent, ca 43% din bugetul total. Vreau să vă amintesc că n-are rost să citesc toate scrisurile astea ale mele aici, că trebuie să fim mai direcți. Legea din care s-a aprobat bugetul de stat este legea numărul 368 din anul 2022 cu aplicare pentru bugetul din 2023. Noi avem datoria că până pe data de 6 februarie, la 45 de zile de la promulgarea legii, să depunem bugetul la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău. Eu aș vrea să mai spun doar atât, referitor la obiectivele de investiții, niște chestiuni, pentru că cealaltă e, am zis că sunt total 7.174 la funcționari. Deci, am construit împreună cu domnul primar lista pe care noi o propunem, atenție dumneavoastră, spre aprobarea obiectivelor de investiții în ședința de astăzi. Vreau să vă spun că avem un număr de 12 puncte, din care 10 sunt proiecte și 2 puncte sunt pe dotări și pe dotări. Dotări, să le spunem întâi pe astea că-s mai simpli, deci avem, domnul primar are un proiect depus pe gal, prin care își propune să ia un mini-excavator și contribuția noastră e 75.000 de lei, da? Restul din bani o să ne vină de la gal Tamaș, nu? Da, fonduri europene, da. Tamaș, fonduri europene. Și restul cât ce diferență? 16.500 de euro primim de la ei și 75 punem noi. Da, da, o să luăm un investitor. Tor, de ce vrem să facem chestia asta? Pentru că e un agregat micuț, se poate pune... Sau asta aveam și la hotărâre. Da. Dezvoltăm la hotărâre. Da, da, da. Bine. Tării mai avem un calculator la compartimentul administrativ, un calculator ocedat și am pus 5.000 de lei pentru profesionalul calculator. Total 155.000 de lei pe dotări.
Ca obiective de investiții avem așa, la numărul 1, trebuie să avem în vedere că trebuie să terminăm ce am început, deci să mergem cu obiectivele de investiții în continuare. Unde avem, la primul punct, înființarea sistem de canalizare stații de baie Bărcești. Unii ne propunem ca total sumă 2.365.000 de lei, din care 2.028 să se primim de la PNDL, iar 337.000 punem din bugetul local. Un alt obiectiv început, îl avem centru integrat care e vis-a-vis de noi, unde s-a lucrat până târziu, până când nu s-a permis timpul, unde am pus 745.000 de lei, ce vreau să vă informez că e suma toată pusă pentru finanțare, dar noi o să primim banii imediat după ce se face recepția și lucrării, vom primi banii de la POR, am mai discutat noi în ședințele anterioare, pentru centrul ăsta de zi de la POR, Piatra Neamț. Avem un proiect depus, tot cu aprobarea dumneavoastră, pentru înființarea sistem de canalizare și stații eporare pe satele din zona de nord a comunei Soci Petrești, unde aici nu am prins nicio sumă, noi l-am prins ca obiectiv de investiții, o să prindem atunci când o să primim avizul favorabil când s-a aprobat proiectul. E singurul proiect care l-am prins fără bani. La înființare sistem inteligent de gaze naturale, am discutat cu domnul primar, cu consultantul, nu putem să prindem mai mult decât atâta, până nu să... Noi avem aprobat proiectul, e eligibil, avem aprobat proiectul, dar nu avem semnat contractul de finanțare, pentru că nu ne-au chemat la semnarea contractului până acum, și am prins suma de 70.000 de lei, sumă care reprezintă contribuția noastră către GAL. GAL unde să se realizeze obiectivul ăsta, după cum știți, suntem cele trei comuni, Corbasca, Pâncești și Tătărești, iar contribuția noastră pe anul 2023 este de 70.000 de lei. Avem extinderea rețea apă vechi, cea de la fostul SMA, de 850.000 de lei. Avem casa specialistului, unde domnul primar, o să vă spun în cuvântul dumnealui, mâine este chemat la București pentru semnarea contractului de finanțare. Aici am prins decât 70.000 de lei, sume pentru diferite avizii și consultanții și taxii pe care vor fi necesare în vederea semnării contractului de finanțare. Avem iar la lucrări, astea lucrările în continuare, iar ca lucrări noi avem creșterea eficienței energetice la școala Pâncești, unii de asemenea avem proiect aprobat pe fonduri europene pentru școala Pâncești, cu tot ce s-a mai discutat aici, energie electrică, asta, fațada, o ajută, anvelopează, da, și am prins noi 40.000 de lei. O să avem sume și discuții despre acest obiectiv în momentul când o să avem contract de finanțare și când o să începem lucrări și o să avem hotărârea de Consiliul Local de adoptat în ședințe de Consiliu. Un alt obiectiv este modernizarea drum de interes local Comuna Pâncești, unde am prins suma de 1.000 de lei. Asta este... trebuie să mai facă licitația, finanțarea este prin bugetul de stat, domnul primar o să mă dea mai multe informații la timpul oportun. Deci total buget de investiții 5.355.000 de lei. Eu zic că e un buget frumos, având în vedere că spuneam că procentul ca pondere în buget e 43% din total buget. E o sumă frumoasă. Aș vrea să mai spun doar atât, că deci sunt 10 proiecte și 2 dotări. Domnul primar, felicitări pentru modul cum v-ați informat, cum ați discutat cu proiectanții, cu consultanții în vederea obținerilor acestor proiecte și ați știut exact unde să vă duceți și pe ce proiecte să depuneți ca să primiți finanțare. Dar eu, în calitatea mea de economist, aș vrea să vă aduc la cunoștință că sunt proiecte frumoase, dar trebuie să avem în vedere că toate proiectele care le obținem
necesită cofinanțări din partea Consiliului Local. Eu zic că e destul pentru Comuna Pâncești să încercăm să le finalizăm pe aceste proiecte și să încercăm să nu ne întindem mai mult decât de plapuma, pentru că după aceea o să avem cheltuieli cu cofinanțarea și nu o să putem să le finanțăm. Și eu sper să nu se întâmple pe câțiva ani să ies la pensie, ca să nu îndatorăm comuna, să facem atât cât putem și să le ducem pe acestea la bun sfârșit. Și ar fi foarte bine, pentru că dacă nu mă un pic lungă, dacă noi ne-am avea pe toate acum, să zicem, în execuții, mi-ar fi imposibil să le putem finanța. Deci faptul că ele vin așa prin rotații și de apreciat domnul primar că le-o gândit în așa fel, ăsta vine, ăsta pleacă, deci am ieșit cu căminul cultural, am intrat cu centrul de zi, vreau să vă informez că la gaz metan, dacă o să primim finanțarea asta la gaz metan, domnul primar, asta ne spune, ca să știi și dumneavoastră. Deci e cam vreo 7.000 de lei de 70 de miliarde de partea de cofinanțare. Da, asta se derulează pe 7-10 ani. Se derulează pe mai mulți ani. Să dăm Dumnezeu să ne semnăm contractul de finanțare și să ajungem acolo, dar vreau să nu fiu înțeles greșit și nu vreau să mă... Știți că de regulă contabile sunt catalogați ca zgârciți. Să putem să finanțăm, că dacă nu putem să finanțăm, trebuie să ne împrumutăm. Și nu mi-aș dori în perioada până mai am eu 5 ani la pensie să semnez cu... Plătesc ceilalți. Păi plătesc ceilalți, domnul consilier, dar ați văzut cât e roborul și CCR-ul, sau CCR-ul ăsta, indicii de calcul, să 11-12%. Dacă îmi permiteți să... Am terminat, domnul. Pe aspectul ăsta cu creditarea. Eu aș fi de o altă părere, că pe un termen scurt se poate credita o investiție. Mi-am amintesc când domnul Țiolu a luat o lună, două de zile, că să pierzi o investiție, se poate face. Pe câteva luni până îți vin banii să faci o investiție, să rulezi un proiect. Dar noi suntem siguri și avem convingerea că nu vom ajunge la creditare, pentru că avem alte metode. Reducem cheltuielile la maxim și toate direcții. Deja la prima ședință care am avut cu funcționari și personal din teren, aveam ca target 30% față de anul anterior, reducere la toate cheltuielile, începând de la hârtie scris, carburant, lemne, tot ce... Dacă e cazul, renunțăm și la salariu. Tot ce ține. Dacă e binevol, dar asta nu se poate, că e... Și atunci, varianta cu creditarea nu agrează nimeni, dar investițiile trebuie să finalizate. Vedem de unde și cum. Noi, ele-s gândite bine, ca să... Singurul proiect care nu e... să zicem, depus și nu-i rulat deloc din el, e canalizarea Petrești Soci, fondul Văi, la care ați observat că n-am prins sumă, că anul ăsta o să lucrez numai pe proiect și o să plătim câteva avize de la bunuri servicii sau ce o să mai fie, pentru că la canalizare, am experiența la canalizare de la Pâncești, durează un an și jumătate până la obținerea autorizației și atunci o să bugetăm pe anul ce vine. Și când va funcționa? Dacă din gaz gric ne pun transformatoarele, care e ultima discuție, zicea că dacă avem bani să le cumpărăm noi și ne-l plătesc ei în ce ani de zile, deși am mai cumpărat, am mai plătit ATR-uri încă de 200-300 de mii, de 200 ceva de mii de lei, nu? Care, două transformatoare la apă. Care o să-i primim? Nu, alea, am ATR-urile alea, la toate stațiile pompare și o să primim bani în 5 ani. Problema e că cât de repede transformatorul de la postul Cornel, acolo, dacă îi trebuie mărit ca și putere, trebuie să-i dăm spor de putere și proiectul e pe rol să face proiect de schimbarea transformatorului. O să găsească și sumele necesare, maxim 2-3 luni, zile, 4, să schimbi transformatorul acolo, să ne facă legătură la stația de epurare. În rest, lucrarea e finalizată 99,9%. Așa am discutat și ieri, a fost o ședință cu Asociația Comunilor de România, filiala Bacău, la Bacău a fost o ședință, a discutat aspectul că la proiectele care ni s-au cerut recepția la terminarea lucrării,
de canalizare, a fost discuția că acolo unde nu e din vena noastră, cum e și speța Comunei Pâncea și că Dilgazul nu ne-a dat, nu ne-a făcut legăturile, să facem o minută prin care, un memoriu justificat, prin care să explicăm că lucrarea e recepționată, venim cu documente, că noi avem lucrările efectuate în procent de 99%, deci nu e vina noastră că nu... Și atunci să putem obține banii pentru celelalte proiecte care ar putea fi, să zicem, colateral afectate, cum drumurile de interes local sau PNRR, branșările ale acestor 60 de gospodării care urmează să fie branșate gratuit la canalizare. Dar să revenim un pic la buget, dacă înainte de a lua dumneavoastră cuvântul sau... Vreau să mi exprim și eu părerea față de cifrele care le avem, că bugetul e relativ egal cu cel de anul trecut, deci apropiat. Dar trebuie să înțelegem că bugetul local al comunelor și orașelor nu poate să fie decât în echilibru. Adică ca să mărești cheltuielile, să ai cheltuieli mai mari, trebuie să mărești venitul, ceea ce nu e simplu. El trebuie să fie în echilibru. Singurul buget care poate fi pe deficit e bugetul de stat și ăla se face tot prin finanțări sau prin estimarea venitului prin anul anterior, mă rog, nu e treaba noastră. Dar la bugete locale trebuie să ai echilibru între venituri și cheltuieli, da. Noi am căutat tot timpul și cel puțin asta a fost punctul meu foarte, ca cea mai mare sumă din buget să meargă către investiții, că investițiile rămân bine și funcționare, obligatoriu, trebuie să asigurăm și banii funcționare și tot. Dar cât se poate pe minim și legal, adică să acordăm dreptul de bani și fiecare salariat și tot drepturile sau studii funcționare. Și restul să... da, cel mai mult ați observat că avem cheltuieli cu energia electrică, care vede o costă că s-a dublat, că anul ăsta am prins încă 30-40% mai mult decât anul trecut. Încercăm să facem față timpul ăsta și să putem rula un proiect pe care ne-am angajat cu toții. Consiliul local a votat fiecare proiect în parte, lista de investiții aprobată pe dumneavoastră pe fiecare ședință care s-a perindat. Nu, așteptăm discuții pe seama bugetului. Era bine să fost mai mulți bani, ne doream să câștigăm, dar rețineți că ăsta e bugetul inițial, dar eu am convingerea că va crește cu cel puțin 25-30%, adică proiectul care îl semnez mâine de Casa Specialistului nu-i prins aici. Proiectul pentru școală, care urmează să-l semnăm în cel multe luni zile, nu-i prins în buget. Deci, până la final, nu poate să mai crească cu 25-30%. Pentru centru de zi, de la canalizare, tot ce drumuri de exploatație, care sunt jumătate de milion de euro. Deci, banii ar fi, sunt pe traseu, trebuie să avem răbdare, să nu ne pierdem cumpătul și să acționăm, să nu pierdem niciun proiect. Asta e... ar fi ideal și sunt convins că nu o să ne împotmolim și dacă ne împotmolim, dar nu o să ne împotmolim, Consiliul Local o să găsească soluție și primăria o să găsească înțelegere la Consiliul Local să deblocăm blocajele, dacă o să fie, dar sper să nu fie. Cam asta e. Dorește cineva să ia cuvântul? Am. Spune, vă primul. Cine? Primul venit în serviet. Da. Eu aș vrea să-l felicit pe domnul contabil pentru suma, pentru efortul depus și să gândească bine că el ar trebui și trebuie să iasă la pensie de aici. Domnul primar mai are un an de mandat. Depune candidatura ea. Da. Vorbim pe mandatul ăsta. Pe mandatul ăsta. Așa că avem încredere în dumneavoastră pentru sumii rotunjite acolo, pentru cifrele rotunjite. Mai doresc cineva? Da, eu. Referitor la execuția bugetară și la proiectul de buget, nu pot să spun, cred că sunt făcute amândouă de către un specialist. Așa că sunt bine conformite. Dar eu am să ridic aceste probleme, să pusem de întrebare. Ca să citesc pe domnul contabil,
când a fost vorba de salariații primărie, a spus că suntem puțin destui. Destul de puțin. Eu am constatat că nu suntem destui. Sunt puțini. Și cred că domnul primar s-a cumva să aveți în vedere unu-doi salariați ar mai trebui în primărie. Da, dacă tot ați zis, discuția era pe la divers, era un discursul meu să vă spun și să vă informez că intenționăm și sigur începând cu de la întâi acum să facem procedura de scoatere la concurs a unui post de referent contabil pe cheltuieli, pe venituri. Doamna Cojucaru Mihela nu va mai veni, după aceea mai intenționăm să mai angajăm datorită digitalizării, ne dorim să vină cât mai mult tineri în experți în IT, ca să spunem așa, să putem digitaliza activitatea din primărie. Practic asta se urmărește pe toate. O să găsim IT-ești de bun la salariile astea care le avem noi cu 3.000 de lei. O să găsim IT-ești bun. Da, mai bun, mai rai, mai bun decât nimic. Deci o să scoatem postul la concurs de contabil cu genitori. O să luăm pe șam toată lumea, cei interesanți se pot înscrie la concurs. Comisia va fi la nivel de aș prefera să nu mai apară amănunte la dosarul de concurs cu, eu știu, cu unde s-ar încadra anumite persoane. Aș dori să faceți un concurs debutant, pentru un post debutant, să vină, poate să vină oricine să angajeze. Să participi la concurs. Da, e adevărat, dreptul de a participa de oricine. Acum să fie și bun să câștigi, da. Dacă știți că am aprobat un organigram, un post de deputant la compartimentul contabilitate și probabil ăla o să fie expus la concurs, studii contabili, studii superioare, a pus un concurs, nu știu când, și spunea studii superioare pentru un post care nu necesită studii superioare. Angajăm un om sigur. Am văzut proiectele pentru anul în curs. Sunt bune și cred că sunt realizabile. Și am observat, sau poate nu am citit-o pe rânduri, canalizarea la Soci Fundovoi. Petreș Soci Fundovoi. Pe partea de nord. Da. Și ceva în legătură cu Căminul de la Soci, că am fost informat și prin Facebook și pe toate mijloacele că la tineret și nu numai la tineret și la oamenii de mai în vârstă le-a plăcut tare mult să se distreze în sărbătorile de iarnă, dar nu prea unic că puteți. A fost îngheseală, dar e foarte adevărat ce spune domnul consilier. Și atunci cred că s-ar impune și un Cămin la Soci. Da. În anul în curs intenționăm să facem atât proiectul de desfințare, de demolare, pardon, a Căminului Cultural și de autorizare, de reînființare, deci de construcție nouă. O să venim în Consiliul Local cu cel mai aprobarea Consiliului să, ca în anul în curs, în 2023, să rulăm doar partea de documentație și să bugetăm pe 2023, 2024, 2025, dacă nu găsim fonduri externe. Noi o să căutăm să vedem pe ce fonduri putem să... de unde putem accesa fonduri pentru... E adevărat, la Petrești a fost o mare ghesuială de sărbători. Dacă reușim în 2-3 ani de zile, Consiliul Local Primăria reușește să mai construiască în Cămin Cultural, va fi foarte bine. Da, avem intabulare, avem tot acolo. Înainte de distracție, sunt unele familii care beneficiază de apă potabilă. Înainte de distracție. Din, nu știu cine vă dezinformează, ca să zic așa, dar în satele Pâncești, Dienes, Pâncești, Motoc, Petrești, Soci, Fundovoi, deci pe toată linia Brăului. Vorbim de satele care se află pe rețeaua principală, pe paralel cu drumul județean, 99,9% au apă. Asta știm. Deci, ăstea au
Deci am luat, numărăm pe degete la o mână pe fiecare sat care nu au... Nu referi la... Nu v-ați referit la... La Fulgeriș. Da, mai durează acolo. La Fulgeriș o să vedem și acolo cum facem. Și dacă o nicurează, vine apă, poate tot oprit de pe deal. Da. Da, o să luăm în calcul și un proiect pentru satele Fulgeriș. Când o să fie concursul pentru... Nu știu, doamnă, să respecte procedura și o să vedem. Comisia de la prefectură care se face anunț în curs, își face anunț în ziar, în la primărie, aici. La Pajocaros? Pistai, să punem pistai. Nu, au participă toți și câștigă cine trebuie. Da, să punem la votare proiectul numărul 2. Cine sunteți pentru? Abțineri, împotrivă. Proiectul numărul 3. Cu privire la realizarea contractului de închiriere de ziliere 1525-17-04-2014 încheiat cu SC Migesan SRL, inițiator primarul comunei Tânțești. A, e vorba de spațiile de la... Vorba de spațiile de la primărie Migesan, de la farmaciei, pardon, care nu au plătit de un an și jumătate, am primit nenumărate somații, titlul sector, nu vor să plătească, nu avem decât să rezilie în contract. 10.216 lei ca și prejudiciu, dar o să fie, o să-i dăm în judecată și să recuperăm. Există stipulat în contract, dacă la 90 de zile nu plătesc. Da, noi am acceptat de 3 ori de 90 de zile. Contractul poate să reziliat. Dar i s-au trimis adresă, că vorba e vorba, mi-a trimis notificări. Nu, dar ce ai zis, personal? Că o să plătească, că asta nu puteam aștepta 7 ani, pentru că trebuie să respectăm și niște clauze. Dacă zice 90 zile și noi am așteptat de 5 ori pe 90, nu are rost să mai așteptăm. Ce sumă are pentru... 110.000. Nu, o sumă mică, dar nu... Ar trebui mărită suma, bănuiesc că e prea mică și nu-l interesează. A fost mai... Da, da. Când e o chirie mai mare... A fost mărit mai demult, deci... Da, e desfăcut în bază mărstasă, nu e problema, dacă atât timp... Farmacia e necesară, sunt convins cu cetățenii, dar asta nu înseamnă că desfințăm farmacia, o să evacuăm pe ei, o să vină altă farmacie, nu are cum să-și rămână. Adică prețuri mai bune, deci nu trebuie să disperăm că o să rămânem fără farmacie. Da, vedem, dacă erau corect și-și plătea, nu avea nimic cu ei să nu facem. Dacă de doamna, când a mai fost spus de două contradicțiile mici mereu, ne atrageau atenția că avem tarif foarte mic închiriaș. Da, e adevărat, dar așa mici cum sunt, nu le plătesc nici pe asta, că ar fi... Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine sunteți pentru? Abțineri, împotrivă. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice pe anul 2023, inițiator primarul comunei Tâncești. Da, e vorba de planul de achiziții, tot ce se cumpără în cursul anului, s-a avizat să avem trecut în plan de achiziții, atât birotică, cât și alte cheltuieli care le facem. El poate suferi modificări în cursul anului. Vă aduc la cunoștință că după ce se aprobă Consiliul Local, se afișează pe site, să asigurăm o maximă transparență în cheltuirea banului public. Deci tot planul de achiziții avem obligația să-și punem pe site-ul primării pentru a avea cât mai mult transparență. Da, noi în fiecare am aprobăm planul, că altfel stăm să luăm fiecare investiții în parte, fiecare plan de... Le-am citit de... Păi da, au fost aici și n-ar rost să tot repetăm. Da. Ce-i interesat poate să vadă și site tot ce se aprobă să investiți. Supunem la vot proiectul numărul 4. Cine sunteți pentru? Abțineri, împotrivă. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziții utilaje pentru comuna Pâncești. Județul Bacău, inițiator primarul comunei Pâncești. Da, aici e vorba de proiectul care... investiția care ne-am propus noi să o facem pe gală, mine excavatorul și înilat.
de 2 tone, avem căi de sarcină, nu-i dăm marca că nu are voie încă de sarcină să arde marca, dar cere caracteristicile cu Euro 6, cu forță, toate criteriile care vi dorim. Așa, cu precizare, domn contabil, dacă mai ține minte, să fie respinsă firma aia. Da. Da, adică, probabil, nici nu cred că mai există, că e... Ăștia care nu dispar de piață, nu dispar de spărul, dacă nu și-au făcut treaba acolo. Da, avem, cum v-am spus mai înainte, 16.500 de euro pe egal și diferența o luăm noi. În prima fază am să luăm mai copil, după aia ne-am răzgândit azi dacă tot avem proiectul să luăm și un tocător de vegetale, deci pe... se poate ajunge după șans, că până în șans poate să facem cu tocarea vegetativă din asta la aburienilor, mai exact în primăvară, facem cu belarusul, dar după șanse nu poate și atunci bine, scavătorul poate să întindă bratul și să meargă, să cosească. De total, valoare de utilaj? 30. În jurul la 30.000 de euro, da. Da. Cu toate utilajele. Da, da, bun, cu 6 copii. Tocători, de unul la tocători, cu 4-5.000 de la 2 tone are brațul cam scurt. E suficient să treacă de șans. Și noi intenționăm să sprijinim mai mult acolo unde o să fie avariu, să discutăm în Consiliu și dacă îl închiriem. Drumul din gust, unii nu poate traje camionul ăsta mare, e ușor, se duce repede. Nu știu dacă e atât de folos. Pe o remorcuță. Ca să fiu sincer, nici altceva nu avem nu în ce lua. În timp scurt, eu n-aș vedea așa, îmi pare rău că vă contrazic, pentru că dacă poate să aibă cetățeni din rând, cum e Costel Bei sau Mihai Obreja la Petrești, mine excavator, deci primăria n-ar putea să aibă. Și acolo unde e o intervenție. Dar de ce nu-l vedeți util dacă noi avem la nivel de comună peste 20 de km de șanțuri betonate în veie, care nu pot fi curățate decât cu un mini excavator, cu ăsta mare nu se poate. Și kilometri, numai de când sunt eu primar, sunt vreo 17-18 km. Și toate șanțurile astea necurățate, în fundul pădețele și degradează drumul, că altă variantă nu există. Deci, și ar trebui curățate manual, nu putem curăța 10 de km manual la timpul ăsta. Deci eu chiar îi văd o utilitate foarte bună la unui escort. Sunt multe defecțiuni la sistemul de apă. Exact, care să nu capă buldul, nu strică mai mult, ăsta e mai fenuț, ia mai ușor până la țeavă, de nu... nu creează avarii, el... Da, sunt... Viteza la un mini-excavator, la viteza lui de plasare... Dar nu, că avem platformă, să luăm o platformă după Duster cu două axe și să deplaseze cu Duster. Da, merge. Leagă după mașină. Cu mașina ajunge încât timp scurt. Eu consider că trebuie să... cerem de la echipa din teren promptitudine, rapiditate în avarie, în remedierea defectelor, da, să-mi dai și creezi condiții. Îți fac să sapă la Hârleț și are 5 avarii pe zi, curge apă de un sfert de o cupă de aer, un brad din, ca și valoare. Deci trebuie să acționezi cât mai prompt și... Tind să cred că nici autogrederul ăsta nu merită avarii. E adevărat, poate e părerea fiecare. Atunci era bine să nu luăm nimic. Așa, dacă luăm toate proiectele astea, dacă luăm de aici, noi am fi vrut să ne dea banii să cheltuim noi în alte scopuri, poate, dar nu putem. Păi și basculare. Vă spun că când am luat noi autogrederi, paravă luat basculă de 30 tone și îți ținem cont. Și plătește șofer, asigurări, cheltuie 1 miliard, pentru noi nu cheltui nimic. Nu faci treabă, nu faci, dar nu cheltuie pe el. Deci ce să faci cu basculare? Piatră n-ai de un să iei, că n-ai voie să iau. Așa de piatră că e să domini statul, trebuie să autorizezi așa. Ce se pare cu bascula? Și la ce s-o folosim? Prietul, la pădure. Noi, noi trebuie să ne ocupăm de lucrurile care sunt frumuseteze, comuna să întrețină, de funcționare și întreținere. Să ne axăm pe chestiile astea. Și autogrederul chiar a făcut treabă. Și la drumurile agricole, vă amintesc cum mergeați cu utilajele pe câmp, că rupeați sămânători, rupeați... Acum drumurile sunt foarte bune, la dezăpezări am intervenit rapid, prompt. Sunt comuni care închiriază, plătesc câte... ați văzut la Francia săptămâna. Nu e Costel Bei și ceva? Deci, cel puțin de 6 ani de când sunt eu primar, n-am închiriat niciun utilaj și ne-am făcut treaba cu brio, am primit numai aprecieri. Poate mai sunt și critici de la opoziție, dar sunt normale și astea, deci nu sunt normale. Nu sunt normale, sunt constructivi. Sunt constructivi, da, corect. Să punem la vot punctul numărul 6.
Cine sunteți pentru? Mă rog, 5. 5. Cine se abține? De la 6. Am votat înainte. Proiect de hotărâre numărul 6 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Câncești care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Individuale pentru anul 2022 ale Secretarului General al Comunei Câncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Câncești. Doamna secretar, cum ați avut evaluarea în trecut? La trei compartimente care le facem. Propun să rămân la aceeași persoană. Da. Da. Aici aș face o propunere. A fost domnul Arvinte și doamna Paula. Aici aș face, aș veni eu cu o propunere pe domnul Arvinte Eugen. Da, deci la Irinia. Aceeași propunere de an. Nu știe cine era. Să nu influențați dumneavoastră, domnul. Dacă e propunerea de la deliberare, cum se zice, da, da. Nu e deliberare. Nu e problemă. Ai scumpat plus. E ideea negativ. Da. La cât de puțin sunt funcționari, dacă nu le dăm foarte bine să încurajăm, încă eu le-am propus să le dăm și pe insigne, dar nu acceptă. La ce ține bine? Supunem la vot proiectul numărul 6. Cine sunteți pentru? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a Comunei Câncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Câncești. Aici. Dăm cuvântul doamnei viceprimar. Da. Aici o să încerc să vă vedeți eu câteva probleme. După cum știți, a fost reziliat contractul de închiriere dintre Cooperativa Agricolă Valea Bisericii și Primăria Câncești, de închiriere a pășunilor. Prin proiectul de astăzi, adică se supune aprobării modul de administrare a pajiștilor în continuare. Și o să vă reamintesc că Comuna Câncești are în proprietate privată o suprafață disponibilă de 527 de hectare de pășune. Aceste pajiști se vor închiria prin atribuire directă crescătorilor de animale pe o perioadă de minim 7 ani și maximum 10 ani. Încărcătura minimă de animale, stabilită prin amenajamentul pastoral al Comunei Câncești, județul Bacău, este de 0,3-0,5 UVM bovine, adică 2 hectare de pășune pe cap de bovină și 0,15 UVM la ovine sau caprine, ceea ce înseamnă un hectar la 6,57 ovine. Datele acestea am luat de la Direcția Agricolă, așa sunt ele. Avem 9 trupuri de pășune. Le-am mai prezentat într-o ședință anterioară, dacă vreți să le reamintesc pe suprafețe, le știți. Da. Deci pe fiecare trup de pășune vor fi stabilite lucrările ce urmează a se efectua, gradul de acoperire cu vegetație și încărcătura minimă de animale. Atunci când se va face atribuirea, vom stabili date pentru fiecare trup de pășune în parte, nu vom putea face într-o zi toate închirierile, că nu se poate. Consiliul Local are obligația, conform legii, ca până la 1 martie a fiecărui an să inițieze procedura de închiriere a pășunilor. Dacă până în momentul atribuirii directe nu a putut fi încredințată toată această suprafață de pășune, vor fi acceptate și cereri de la proprietarii de animale din afara Comunei Câncești. Adică este posibil ca să nu avem solicitări pentru toată suprafața de pășune de la noi, solicitări din partea crescătorilor de animale de la noi din comună. Și atunci lăsăm o perioadă. Întrebare cu suprafețe de pășune ineligibile la avea, cum va rămâne? O să vedem, să discutăm și cu APIA, să vedem ce se întâmplă acolo. Am avut o discuție cu reprezentanții cooperativii Valea Bisericii, care ne-au spus cumva că au fost suprafețe de pășune neproductivă, dar
vina neeligibilă, dar vina este cumva a lor, ne-am interesat pentru că ei nu au curățat suprafețele, puteau să o facă eligibilă, adică trebuia curățat, întreținută ca să poată fi folosită. Dar câte hectare au rămas? 5-10 erau, nu? Acum o să cerim din nou. Prețul închirierii se stabilește în funcție de capacitatea depășunată a pajiștii, fără a depăși 30% din valoare masivă pe hectar, calculat în funcție de prețul mediu stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, conform prevederilor locale. Noi am făcut niște calcule și am stabilit, așa orientativ, adică orientativ, dar cam asta e și definitiv. Taxa de concesionare va fi de 336 de lei pe hectar, plus 25 de lei taxa de pășune, adică impozitul, cum ar veni. În total, 361 de lei pe hectar. Anual, chiria se va indexa în funcție de indicii de inflație aferent anului fiscal. Taxa de închiriere anuală se va achita de către locatar în două tranșe. 10% din valoarea contractului odată cu încheierea acestuia, adică la încheierea contractului, iar restul de 90% până la sfârșitul anului, adică până la 31 decembrie, având timp să-și încaseze și banii de la APIA ca să aibă cu ce să plătească. Întârzierea la plata chirii se penalizează cu 0,1% din cuantumul chirii datorate pentru fiecare zi de întârziere. Neplata chirii până la încheierea anului calendar este conduce la rezilierea contractului. Documentele de care au nevoie persoanele pentru stabilirea eligibilității ofertei. Trebuie să vină cu dovada înregistrării persoanei fizice în Registrul Național al Exploatațiilor, adeverință de la medicul veterinar care să conțină numărul de animale pe categorii de vârste și de specii, adeverință de la rolul agricol al primăriei cu numărul de animale înscris în proprietatea ofertantului, certificatul de atestare fiscală, ceea ce este foarte important, adică nimeni nu poate să vină să-și depună, poate să depună cerere, dar nu poate să închirieze atâta timp cât are datorii neplătite la primărie. O declarație de participare completată și semnată de ofertant, și, bineînțeles, prezint un program de pășunat și de execuție a lucrărilor de întreținere pe intervale de timp. Să înțelegem acum, de fapt, hotărârea trebuie să sune aprobarea regulamentului de închiriere. Da, că avea și regulamentul care prevede datele astea. Și data de închiriere? Am stabilit asta sau? Până la 1 martie noi trebuie să terminăm toate procedurile și tot ce așa și data nu când am stabilit, v-am spus, trebuie să facem pe fiecare trup de pășune, de pășune, dar de diferite. O să stabilim. Să fie frumos. Da. Asta e. Și vreau să vă mai spun care este subvenția acordată de APEA pentru pășuni, și asta e important și oamenii doresc să știe. Pentru cei care vor închiria între 1 și 5 hectare, taxa este, subvenția este 790,9 lei pe hectar. Între 5 și 30 de hectare, 1031,96 lei pe hectar. Iar peste 30 de hectare se revine iarăși la 790,9 pe hectar. Deci, subvenția cea mai consistentă este între 5 și 30 de hectare. Vom discuția, dacă să am discuții. Dacă l-am bunătățit, să-l luăm. Ținuți mai din scurt cei care vor închiria acum față de cum a fost întregul. Da. Da, o să încercăm să avem să ținem o legătură și să putem să-i convingem că... Va introdus o clauză dacă nu vin cu documente, documente doveditoare, cumva... Sigur, pe contractele de închiriere... Cele pe 7 ani, dar se poate rezilia la finele anului, dacă nu respectă amenajamentul pastoral, da, clauzele sigur. Contractuale, deci toate... Este prevăzut și în regulament. Dacă ne-a fost greu cu o singură entitate economică, cu siguranță va fi mult mai greu cu 20 sau cât vor fi. Indiferent dacă va fi greu sau ușor, trebuie să creăm venituri și pășune o sursă de bani pentru o casă. Nu poți nici până dovadă că nu trebuie să
Și sperăm oamenii să ducem. Să ținim pe șurile. Mai dorești cineva la bugetul primăriei nu stă în... Nu, dar e puternic. Contul ne obligă să ne venituri pe este. Și atunci noi facem procedura. Dacă nu se creează, nu se creează. Nu are venituri pe pășune, nici nu-i din neglijat. Nu-i din neglijat. Dar o persoană fizică, de exemplu, vine și ia 20 de hectare. Plătește, nu are animale, nu nimic, că pentru unul de nu se poate. Nu, dacă nu are animale, deci una din condiții este am ca să ai să fie animale. De animale, da. Nu, zic, dacă vreau 10 hectare, fac nu treci. Nu. Asta. Deci dacă... se oferă, are ce altceva. Poți să închiriez animale. Sau nu treci. Da. Prin comisia de atribuire trebuie să facă parte și un consilier. Bine ar fi acum ca să facem o propunere ca să fie... Eu propun pe Damian Vasile. El a fost, știi, zona? A, ar trebui să mai întregi. Domnul Lic, și așa stă pe Islaz, domnul? Dacă... Și dacă o mărță. Da, puneți la vot. Hai să supunem la vot. Deci domnul Mane a propus pe domnul Damian Vasile, da? El a fost, știi, lunga pe acolo, mai știi zona. Damian, vrei? Domnul Zamă, parcă, propus pe domnul Florea. Poți fi și doi. Poți fi și amândoi. Fie unul din la un partid, unul la un partid, să avea transparență mai sigur. Mai sunt alte propuneri? Nu, eu propun ca amândoi. Lăsați-vă, domnul Florea, partea sursului. Nu, țineți încă, dar e vorba din tocmirea contractelor aici, știți? Exact, la atribuirea coșului atunci. Atribuire, nu pe perioadă. Deci trebuie să faci... Propunem la vot, cine sunteți pentru domnul Florea și domnul Lica? De acord, să votăm și proiectul, da? Dacă da, și da, da. Să punem la vot regulamentul ăsta. Regulamentul, da, de atribuire. Da, da, primul, să punem la vot regulamentul. Să punem la vot proiectul de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre numărul 8 privind aprobarea introducerii în domeniul public a bazinului de apă inițiator primarul comunei Pâncești. Da, după cum știți, la sistemul 3 de apă, noi am zis că facem pe reparații lucrarea de punere în funcțiune a sistemului 3 de apă, adică bazin cu puțul de fărașa. Am scos, am făcut procedura de atribuire. A venit o firmă, urma să fac un contract cu un dirigent de șantier specializat pe apă canal și când a venit dirigentul, a zis, eu nu fac dirigenții fără proiect, că ISC-ul, că aia, că bă, să... deci, sistemul 3 de apă nu va mai fi ca cu 30 de ani, va avea stații de clorinare, să toarnă betoane, să face subteran, semi-îngropat, mai multe chestii. Și atunci am amânat... puteam să-i dăm ordine de începere, conform cu firma respectivă, cu stigare și stația. Dar am amânat o lună de zile, o lună jumătate, să facem autorizația de... să putem elibera autorizația de construire a sistemului ăsta. Că am vorbit și la DSP, la Apele Române, într-adevăr, suferă modificări substanțiale și trebuie să autorizat. Și atunci am ajuns că bazinul de apă e în domeniul public, dar nu are carte funciară și prin hotărâre de astăzi trebuie să facem trei cărți funciare. O carte funciară la puțul de înforare a apei care e pe dreapta drumul județean în capul Pâncestului, bazinul de apă deasupra semeaului și mai avem o uliță unde care e în domeniul public. Da. Puțul unde se află? E pe dreapta în capul Pâncestului. În teren proprietate privată? Da, dar omul are intabulare și el fiind de domeniul public e... 5 pe 5, 10 metri, nu știu că... Are drum de acces? Are 4 metri drum de acces, da. Liber, și mai e ulița de la Alistar Dumitru, care nu era intabulată și o să intabulăm pe ea. Și noi avem măsurătorile aici. Deci astea trei cărți funciare trebuie să făcute, să putem depune la Consiliul Județean pentru avizul structurii, să ne dea avizul cu... pentru autorizare. Deci, prima condiție la orice autorizare este trebuie să cărțile funciare. Practic asta am problemă acum. Cine dorește să ia cuvântul? Supunem la vot proiect numărul 8. Cine sunteți pentru?
Bine. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Pâncea, județul Bacău, a stației de pompare apă cu teren aferent din satul Pâncea, Comuna Pâncea, județul Bacău. Ne-am discutat de ceea ce el spuse separat în ordine de fiecare. Supunem la vot proiectul numărul 9, când sunteți pentru. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Comuna Pâncea, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei Pâncea, dau cuvântul domnului primar. Da, am fost adunare generală la AGES, participa majoritatea primarului, am avut discuții în președinte, care și președinte AGES. În toate calculul noastre, reiese din analiza anilor anterior și câteva chestii care trebuie să le punctăm. Romprestul finalizează până la sfârșitul anului ăsta contractul și se va scoate la licitație procedura de colectare, transport și transfer care făcea ADIS-ul. S-a constatat că nu am respectat condițiile cerute de Uniunea Europeană prin creșterea gunoiului selectiv și micșorarea gunoiul rezidual prin trecerea lui în starea de compostare. Și atunci ne-a dat două variante. O variantă standard, care să, prețul ar putea rămâne la fel, condiția să reduc cantitatea de gunoi cu 30% din rezidual vorbim, și să crească reciclabilul cu 10%. Dar în condițiile astea, mașina va trebui să vină o sâmbătă, da, pentru rezidual vorbim, și o sâmbătă nu. Deci de două ori pe lună. La reciclabil, în loc de o sâmbătă, va veni de două ori. În loc de un miercuri pe lună, va veni de două ori pe lună. Vedem dacă va fi miercuri sau altă zi. O să-mi dea un grafic mai clar, care să informăm populația cum va veni populația. Asta ar fi procedura standard. Procedura normală care există acum ar duce la o creștere cu cel puțin 60-70% a prețului lunei, dar nu e acceptată pentru că noi nu respectăm condițiile. Deci eu ca și primar propun să nu se crească cu niciun leu taxa de salubrizare, atât la persoane fizice cât și juridice, deci rămân aceeași taxă de anul trecut, dar să reducem cantitatea cu, cum spune Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu 30% reziduală, transformând în biodegradabil. Deși eu, din punctul meu de vedere, cred că s-ar reducerea ar putea fi mult mai mare dacă ar fi implicare și din partea Consiliului Local și din, mai mult din partea cetățenilor, pentru că gunoiul rezidual la țară, la comune, ar fi foarte mic. Nu mai pungele murdare, ceea ce nu e biodegradabil. Tot ce e biodegradabil se poate da în cort, în grădină, sau se pot folosi acele recipiente care le-ați primit acum 10 ani pentru compost. Deci noi practic asta urmăm să facem în anul ce urmează. Procedura cea mai grea e de informarea populației și de conștientizarea situației în care ne aflăm. Propun și am discutat ca în sâmbetele, când dacă am cerut și varianta să ne schimbe în altă zi din curs săptămânii. Nu sâmbătă, dar pentru că funcționare și personalul de la primărie liber și foarte greu să îi contactăm sâmbătă. Dacă într-un caz nu o să reușim, atunci sarcina e revenit viceprimarului ca două sâmbete pe lună să fie după mașină, încă cu cel puțin doi angajați ai primăriei care le dăm liber în cursul săptămânii. Nu vin două zile la servici pe lună și fac sâmbetele alea în care vin cu pliante, conștientizați populația, cel care nu selectează gunoiul, se merge pe avertisment și chiar amendă dacă nu respectă cerințele de mediu. Eu sunt convins că dacă se ia fiecare om de două, trei ori la mână și discutat cu el, o să înțeleagă. Păi, al doilea criteriu prin care se poate face taxarea asta, poluatorul plătește sau plătești cât să arunci, cum vrei să ai, dar se referă mai mult în ansamblu la OAT-uri, adică OAT-ul respectiv să plătească cât aruncă sau ce nu-i conform, adică dacă nu-și face creșterile de selectiv.
Și noi transferăm cetățean, cum am putea, de exemplu, să mergem prin cântăriri și ăsta, dar atunci omul nu mai dă de loc gunoiul și îl aruncă pe părău. Deci nu e o soluție să-i cântărești gunoiul care îl încasesc, că nu-l mai dă. Noi o să mergem pe conștientizare ca tot ce ține de plasticuri, pungi murdare sau ce ține de gunoi, de ambalaj, de care trebuie aruncat la rezidual, să-l arunce acolo de două ori pe lună. Și ce e biodegradabil să folosească acele compostoare care le au majoritatea, dacă nu o să-și sepe o groapă în colțul grădinii și-și pune gunoiul care poate fi transformat în compost. Deci am convingerea că cu sprijinul în informarea cetățenilor, a consilierilor pe zoane, pe fiecare cătun în parte și a noastră, a primarilor, avem niște acorduri de mediu care le dăm la fiecare cetățean să le semneze și să ia la cunoștință. Am mai vorbit cu alți colegi de la alte comuni să fac și niște buline și la două, trei buline roșii să urmez sancțiunea, adică nu poți deodată omul, dacă nu l-a respectat, să-l sancționez, că el nu a fost informat. Întâi trebuie informat, trebuie văzut care nu vrea și care nu știe. Trebuie nu se va întâmpla nimic. Se va întâmpla. Se merge și pe varianta cu sași personalizați. Pe constrângeri, dar întâi ca să-l constrângi, trebuie să-l faci conștientizează. Să-l... Da, nu, sunt oameni în vârstă care sunt convins, eu am să caut și eu să-mi fac timp. Aveți și toate părinții, domnul primar. Da, o să fac tot posibilul ca sâmbetele nu mai am copii de crescut nici pe la școală, nepoții au părinți. Și o să mă ocup și de aspectul ăsta, în afară de proiectele care le-am. Da, mai ales la anul să alege, trebuie să așa printre oameni. Da, e important să facem pe oameni să bucure de... Domnul primar, de acord cu ceea ce-a tărit. Supunem la proiectul numărul 10, ce sunteți pentru? Taxa să rămână... Taxa să rămână la fel, lucrurile sunt bun nicio leu, dar reducem. Și așa să discutați cu proiectul cu digitalizare. Punem la vot proiectul numărul 11, care s-a introdus pentru digitalizare, sunteți pentru? Mai avem, numai o secundă ca să închid să nu uit. Avem de la școală, de la domnul director, o solicitare prin care însuși va duce la cunoștință că a fost publicat ghizul solicitant în cadrul proiectului dotarea cu mobilier, material didactic și echipament, echipamente digitale a unităților de învățământ pe universitate și unităților conexe. Aplicantul este unitatea administrativă teritorială, beneficiarul fiind școala. În cazul acestui apel putem dota cu mobilier sălile de clasă la toate nivelul de învățământ. Vă stăm la dispoziție cu toate și de-am să o trimis niște necesarul de mobilier care ar... Mai avem niște consultanți care ne trimite formularul de solicitare consultant gratuită. Deci pe acest proiect, pe PNR, pe fonduri europene, sunt bani. Să cumperi mobilier gratuit, proiect de la canalizare. Și ce se întâmplă? Părerea mea că la școala asta nouă care va intra în reabilitare, e bine să facă și un proiect de dotare, pentru că când o să fie nouă cu mobilier vechi, o să arăte urât. Adică o reabilitare totală și urât. Da, asta consiliul local, dacă mai aprobă un alt proiect, eu sunt convins că... Da, vă spune că... beneficiarul școlaș și OAT-ul e inițiatorul finanțatorul. Da, finanțatorul. Banii din Europa. Banii sunt la PNRR, lucrarea e să face în 2-3 ani zile, că nici reabilitarea nu se face într-o vară. Dar și poporul să fie de acord cu poziția locală, cu, dacă se poate. Dacă mai puține proiecte, avem mai puține. În casă specialistului sau casă bisericii. Păi mâine îi semnăm contractul și câteva luni apucăm de lucru acolo, sunt sume de bani, deci totul e 100% nerambursabil, ca și construcții. Bine, domn contabil are dreptate, că sunt sume care noi ne le întregim, dar dacă ar fi toate proiectele, adevărat ce spunea dânsul, dacă ar fi toate proiectele
odată în derulare toate nu le putem duce, pentru că până îți vin banii trebuie să-i folosești pe ei tăi. Păi vin, îi folosesc la alt proiect. Da, asta e. Acum luând în calcul că bine, ca și procedură de lucru, că la fiecare proiect, că e de 100 de mii de euro sau de 1 milion de euro, cam tot vreo 10 biblio-rafturi trebuie scris și avize și acorduri. Deci avizele și acordurile și procedura de implementare e aproape la fel. Că am făcut cămin cultural de 20 de jumătate de milion de euro sau făceam de un sfert de milion sau eu știu de o valoare mai mică, aceeași procedură era, deci nu ne scăpa, adică nu erau acte mai puțin, asta vreau să vă spun. Și cu cât sunt proiecte mai multe, într-adevăr, e volum mai mare de lucru pentru funcționarii din primărie, dar când ne-am angajat, că o să mai ne-am angajat, că mai angajăm dacă legea permite, sunt de acord, deci eu nimic nu vreau în afara legii. Dacă legea permite ca cel care funcționarul care lucrează pe proiecte să primească 25-30%. Să vedem ce spune legea, deci nu hotărăm noi, nu hotărăm și Consiliul Local. Depășim indemnizația, dacă e blocat pe primar, dar nu trebuie să depășim indemnizația lor. Nu depășesc, luați cu minus. Dai salariul jos și pui... Dai salariul și pui sporul. Spune și ești tot acolo. Referitor la Minergistan, din ce am aflat acum câteva minute, în procedură de insolvență. Da, eu eram convins că acolo s-a ajuns sau să va ajunge, dar... Va fi greu recuperarea sumei. Până la urmă proiectul domnului director, ce faci? Da, bă, dacă sunteți de acord, mergem mai departe, dacă... Nu, dacă respingeți, eu îi transmit că nu vreau consiliu local, dar... Ce zice, stabiliți? Eu l-am discutat să nu am discuții. Să punem la vot proiectul domnului director. Cine sunteți pentru? Abțineri? De păcate, adică o școală nouă și pe-aia mobilier vechi? Ar trebui și o sală, un teren, dispăr, că ați dat calendarul ăsta intenționat. Nu mai bine, dispăr, să rău. Faceți poziții pe ideal. Sunt într-o ședință de Consiliu, văd să nu-mi vreziți. La sală de sport? Da, văd să nu-mi vreziți. Nu e la pulgerii și aia nu? Ce-o băgat-o în puncte, nu-o dată? Păi de aia asta răspunsă. Păi de aia termopanță, ci chiar nu e legal ce cere el aici. Da, nu e legal ce cere el aici. Nu e legal ce cere el aici. Da, e adevărat ce spune domnul consilier Zamă, că e necesar și chiar imperios necesar ca școala și tineretul din centrul Comunei Pâncești să aibă o sală de sport modernă ca în zilele astea. Problema e că nu avem unde o face. Primar, dar un teren, domnul Marca, la noi. Să identificăm, dar nu e școlile alea. Nu amestecăm una cu alta. E terenul... Păi da, trebuie să faceți terenul primăriei, exact cum am făcut la Mărghila, dacă ați fost a, să-l facem din ăla. Putem rupi din ăla, e adevărat, da. Și faci da, dar nu acoperit. Din ăsta descoperit, da. Descoperit, dar să-și da, dar directorul și profesorul de sport solicită și insistă pentru sală de sport pe timp de iarnă, că nu au unii să-și desfășoare orele de educație. Nu puteți să faceți unde aveți teren, că terenul de pe aici din jur e dat. Noi, identific, că vedem unde găsim teren. Nu putem să ducem copiii, să-i ducem în Valea Lugan unde aveți teren să faceți o sală de sport. Nu, 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 nu. Tot în jurul școlii aici. Tot în jurul școlii. Dacă găsăm un donator de teren... Domnul... Păi dacă vrea să doneze domnul consilier, cum noi primim cu mare teren. După trebuie să luați în față. Acum vingeți proprietarul și vă lăsăm gratuit timp de 30 de ani la sala de sport. Te faci și cetățean de onoare. Cetățean de onoare. Au luat în spate la dumneavoastră. Găsăm variante, dar un teren de sport descoperit ca la Marvila sau Scărișoara costă în jur la 400 de mii. Domnul primar, unde fac reședința la anul? Cât, domnul primar? La primărie. 3-4 mii de ani. Întrebați-i pe ei, să uitați-vă pe net, că le-au scoase și să spuneți. Dar nici așa. Da, dar nici nu mai așteptat să facă sală sau să facă. Da, e necesar și asta e adevărat. Să vedem cum mai facem economia. Domnul primar, am auzit așa, fugită informații cu la ureche și eu nu sunt la curent, dar cum că aș face eu cod de nonț pe acolo.
Ce îți place? Cort de nunți, așa sau... Cort? O, cine poate să facă? Cine lucrește? Activități de distracție, da? Dar sala și terenul, pardon, foarte bună poate la el să facă. Nu, da, nu, e vânzare, nu, da. Nu știu, cei care vreau să cumpere sau... Mai dorește cineva să, la diverse, să spună ceva? Cu astea fiind spuse de clar ședințe. Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare. Dorim ședințele să fie la fel de...